Cum se trăiește aici? Boierește, aici ai tot ce vrei, nu e ca la oraș, la oraș mai sărăcie. Nu ți dor de prietenii tăi, de vârsta ta, de jocurile pe care le făceai la oraș? Pa, mi-e dor să mă dau cu bike-ul. Că mult îmi place să fac scheme cu bike-ul, cu trota, cu skate-ul. Mă duceam în skate. Mi-e dor, mai tare mi-e dor de părinți. Hai, Flutur. Hai. 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 Hai da. Oh, da pas. Hai, ursa. Să nu vă mușcați ca păi vă ies ca lume. Hei, mă. Hai aici. Cum îi cheamă pe câini? Flutur și... adică Flutur și Ursa. Flutur și Ursa. Te ascultă câinii ăștia? Da. Ești grozav, așa-i? Ai zis că ești de 3 luni aici, așa-i? Da. Ai venit în vacanță, așa-i? Da, cu virusul ăsta. Foarte bine, las că mai vii și mai ajuți aici pe cineva. Cu lupul, cu ăsta te-ai întâlnit? Nu. Câinii bat noaptea? Ba, poporci, mistreți. Da? Mai întoarce-l un tip pe Flutur, așa. Flutur. E fain Fluturul. Cât timp are, nu știi? Ăsta are un an și jumătate și asta 3 ani. 3 ani. Și singur stai tu la oiță? Da, că ăsta ciobanul trebuie să întoarcă staulul. A, trebuie să întoarcă staulul. Uh-huh. Dar câte oi ai aici? 215. 215. Și nu ce ce am să umblis în grup aici? Nu ți-e frică? Ca coliba mai e mai încolo. Da, coliba, dar uite, în spate ai pădure de braz. Da, păi când trec pe pădure trec cu ele. Pe pădure merg cu ele? Da, cum să nu. Foarte tare. Și tu ce faci, dai în strungă sau mulci? Da, în strungă, am și mulci. Ai învățat să mulci? Da. M-a învățat Nea Ion. Nea Ion? Gazda mea. Gazda ta. Uh-huh. Ce? Dacă vrei. Bine aici la aer curat. Liniște. Da, mai zis tu decât să pierzi timp în oraș. Da. Mai ales acum că nu prea ai ce face. Și așa prietenii. Când mă duc în oraș, apoi unde iau banii? Deci ai merem la un suc, ai merem la o narghilă. Ce fac? Îți iau banii? Nu, merem la narghilă, la suc. Apoi mai bine îi străc. Acasă mi-au haine, la școală mi-am luat telefon. După banii care ai făcut aici? Da. Uh-huh. Am fost câteva zile, voi erați pe aici? Nu. Au pus ceva clopoce pe ele? Bă, dar nu sunt tare pe munte. Că au fost și mușcate de vierme, mai multe dintre ele. De ce de vierme? Veninoși. Da, și ce s-a întâmplat cu oile? Păi, ca să nu moară, i s-a făcut o bubă la gât tătă cu venin și i-o spartă cu tătă. Puroi sau ce au avut acolo? Da. Și alta care deja e un om murit aici în pădure, i-am dat-o la câini. Și aia, tă mușcată? Da. Deci aveți multe cei pe zonă? Oi? Nu, vipere. Oi, sunt de iaba mai mare, pe aici, pe... Mhm. Ciuperci, n-ai găsit pe aici? Am găsit aici pe lângă casă. Acum sau când? Dacă îmi plouă, iese multe din alea de zbrat.
Am venit eu, că nu mi-a fost. Hai, mă! Haideți, mă! La noi, când vine urs sau ceva, zicem roată-mă pe lângă hâd. Hâd-mă! Când e urs, așa ziceți? Da, sau și dacă nu e urs, zicem hâd-mă! Și scartușul în pădure. Nimai să vedem. Să duc? Bă, asta nu știu numai dacă fug și eu în fața lor. Da? M-a încercat pe Vasalei la ascultă, dar e plecat în Germania. Asta-mi place, vinile. Asta e frumos. Care zici tu că o sări pe urs sau ce-o sărit? Ăla cu capul negru, dar nu știu unde-i. E acolo, în spatele oilor. Ai văzut tu? Nu, am văzut filmări. Cu cealaltă, cu... Maica s-a luat asta, cu hoța. Dar mai aveți la colibă ceva câini? Avem pitici, din tot. Dar azi o lună are, aproape două. Mai avem încă unul mare, de covina. De ce n-o vin și ăla? Ăla e legat, că e mușcat la picior, o sărit. Că când le dăm cior de mâncare, s-a amut, așa, păi sar pe ei. Dar de ce? Nu se cunosc. Nu s-a unui om. Poftim? Nu, eu nu sunt al unui om. Câine. Câine s-a lugat, a noastră, tăți. Numai celălalt care l-ai văzut ăla în pețos. Ăla nu e a noastră. E al un om care are oi. Că astea nu stătea al lui Nea Ion din sat. Asta și a satul. Se vede că stă mai retras. Stă pe margini, stă. Nu stă cu oștia alți împreună. Câinii? Da. Da, tăți se despărți. Dar și trebuie să stăie tăți în lături. Să fie tăpă lângă oi, tăpă pe marginea lor. Cine ce-a învățat aceste lucruri? Nimeni, eu știu. Gazda? Eu. Și gazda mi-a zis, da. E normal, că trebuie să se zică cineva. Eu, de fapt, eu nu aș trebui să vin la voi, dar na. Trebuie să mutăm staulul, că-i gunoit. Las că nu-ți prinde rău o mișcare de asta. Dacă nu, nu intră. Tălăbuța, am zis. Tălăbuța, ursă. Hai că ești mușcată. Tălăbuța. Hai, tălăbuța. Tălăbuța. De la ba. Ursă. Ce ai tu? Ia ce frumusel ți-o dat-o. Mai lasă jos, să vedem mâine, da? Ia vede. O las iară, vezi. E drept. Stai. Da, dă-o-mă. Dă-o, că ești mușcată, ursă. Ursă, nu mă fă de rușine, tu. Hai, tălăbuța. Dă-o. Dă-o. Da, dă-o, mă. Dă-o, ursă. E mușcată de câinii ăștia la alți? Da. Dă-o, mă. O pișcă din aia, nu? Din aia nu vrea să-mi dă. Dar o dăm cu spray de oi. Cu spray albastru. Da, cățelușă. Așa-i? Așa-i tu. Așa-i? Îți plac animalele, așa-i? Da. Acasă ai ceva? Am câini. Ai câine? Am unul ăsta ciobănesc german din ăla alb. Nu alb, cum se nume? E din ăla alb? Așa mai deschis. Nu știu, poate e ciobănesc german, belgian. Depinde. Nu știu. Dar e mare. Mhm. E cam cât asta. De ce nu l-ai adus la voi? Că
Că nu-i de oi. Nu-i de oi. E dresat. E dresat? Pentru ce e dresat? Ce face? Mere la pas. Când îi zic șadă, șadă. Când zic sus, e sus. Dau cu, cum se numește, cu farfurie din aia, o aduce înapoi. Ursa, n-a mai n-a. Dă-le buța, mă, hai. Hai să văd acasă, dă-le, ba. Dă-le buța. Ursa, dă-le buța. Hai, dă-le buța. Bravo, n-a dă-o. Dă-o, ursa, ce ai? Hai, dă-o. 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 Așa. Că nu trebuie să-ți o ridic, așa. Dă-o. E rău că... Prinde cosaș. Frumoasă cățaua. Așa e ursa. Ursa. Și când îi strâng la mâncare, îi zic n-a mai n-a. N-a mai n-a? Și vin. Și nu stai lângă ei să nu se bată. Păi nu pot. Mă mușcă și pe mine. Așa, tu ești curajos. Păi eu da. Eu când am văzut oi, am și luat-o la fugă. Ce ai văzut? Am lăsat oile singure. Ce ai văzut? Când am văzut urs acolo, pe picior marcului. A, l-ai văzut la distanță? Nu, deasupra aici, lângă râul ăsta. De aici, de lângă braz. Uh-huh. Și ai fugit? Da. Ți-a fost teamă de el sau de ce ai fugit? Păi am văzut așa... N-ai văzut? Vă 30 de metri de mine. Ce? Ursul. Acolo, serios, dacă nu. Încă am poze, dar nu pe telefonul ăsta, pe celălalt. Dar mi-e acasă. Cum se trăiește aici? Băierește, aici ai tot ce vrei, nu-i ca la oraș. La oraș mai sărăcie. Mai sărăcie la oraș? Da, cum să dar de ce zici așa? Aici ce e? Ce? Păi aici ai animale, aici nu mor de foame, mai le îngrejești, mai stai câte un el, câte o oaie. Ați mai tăiat, ați mai făcut câte da. Un guiaș. Mai găsești Balmuș. Câte un iepure, mai îl tai. Am prins unul mare. Aici nu e ca la oraș, mai stă, așa e acolo. Dar ce-ți place să mănânci aici? Aici? Mm-hmm. Tocană cu brânză, lapte cu pâine. Mănânci lapte de oaie? Da. Îți place, așa-i? Te-ai îngreșat de când ai venit aici? Da, am avut 30 și ceva și am aproape 40 de chile. Oie. Mâncare sănătoasă aici, mâncare grasă la munte. Da. Și bună. Aici ai tot timpul ceva. Și la sat, acolo jos, acolo ai câte un porc de Crăciun, îl tai la oraș, n-ai unde să ții. Așa-i? Numai să vezi tu, că nu la toată lumea le place. Nu le place, dar dacă aș ști multă lume cum e la sat, tot s-a mutat. Așa-i? Da. La sat e bine. Poți să mai ții un animal, mai da, ții la alta, mai oraș, la bloc, n-ai ce ține, sau la casă. E bine, eu nu pot să zic că la casă, unde stau eu pe să-mi iau bănuțul 3-7, nu pot să că am ținut un porc, am avut o, cum se numea, o colibă, ca un fel... din asta, o colniță. Și am ținut acolo, Bubulina o chema. Și am tăiat-o, am uns 2 ani. Nu, anul trecut am avut-o, am luat-o de la un vecin. Uh-huh. Ne-o dat-o, din târgul Lăpuș. Ne-o dat-o. Ce-ai făcut-o mare? Da. De felul am dat-o, a avut peste 100 de chile. Și am avut-o de Crăciun. Apoi vecinii n-au încheput de noi. Nu am cheput, o zic da. Că miroase. Da, că miroase, Neam Ureșan, domnul Roman, ăla din spate, toți. Da, e drept că miroase. În rând, da, cum face treburile. Da. Ți s-au așezat oile la umbră. Da, că trebuie și astea odinite, după aia trebuie să le cobor la apă. Unde mergi la apă pe ele? Și ceva. Unde mergi la apă?
Păi pe partea asta nu mă duc, o iau pe aici prin pădure cu ele și cobor pe cealaltă parte, în jos, unde stau eu. Și ce vrei să te faci tu când o să termini școala? Păi eu... O să faci liceu? Faci facultate? Nu, eu vreau să fiu instructor de patinaj, că mi-e-mi place la domnul Horațiu, la patinaj. Da? Domnul Horațiu, din centru vechi? Da. Din Baia Mare? Da. Și la Alin, și la Nea Pășcuță. Așa de bine patinezi? Da. Învăț. Cum? Învăț, numai că m-am certat așa e că o să nu mă dau tare, că tot fac găuri în gheață. Mergi cu viteză? Da, am învățat copii. Îi ajut pe acolo să se dăie. Și mă ajut să curețe gheața. Ai activitate? Tătăiana și mă... Păi deasupra, nu, vede că-s băiat cu minte, harnic. De vreo 2 ani îi ajut, 2-3 ani. Și așa îți pierzi tu timpul liber? Adică nu că îți pierzi timpul liber. Că ceea ce faci tu e ceva constructiv pentru tine. Da, vreau să mă învăț când o să fiu mare, să învăț copii, să fiu... Nu vreau să... Ca așa, nu știu cum să zic, dar e mai bine să înveți. Da, bine, dacă nu o să fii mare și o să ai o... Te-ai gândit la ceva sau nu te-ai gândit încă ce o să faci? Că patinarul... Eu m-am gândit, ba, atât vreau să mă duc în Anglia acolo. Să mă duc să lucrez în construcții. Că e fain, să câștigă bine. Și nu vrei să mergi? Ba, la 18 ani. Vrei să mergi în Anglia? Apelam pe un prieten, Moise, iar în centru vechi, în Baia Mare. Îți băieți de treabă, nana. Dar la voi v-ar place la sat? Locuiesc la sat. Ce am vrut să zic? Nu ți-i dor de prietenii tăi, de vârsta ta, de jocurile pe care le făceai la oraș? Pa, mi-e dor să mă dau cu bike-ul. Că mult îmi place să fac scheme cu bike-ul, cu trota, cu skate-ul. Mă duceam în skate. Mi-e dor, mai tare mi-e dor de părinți. Sunt dor de părinți, vorbești cu ei? Da, au pe telefon. Și e fratele tău? Da, l-aud. Dar zice, Lolo, ce faci, la oi? Bine, zice, nu știu cum, ca ole. Dar zice, olile. Te mă întreabă, vorbesc, dar nu mai am mult. Mai am 2 săptămâni și mă duc acasă. Nu-ți mai trebuie după aceea o perioadă oi? Ba, îmi trebuie, mă duc până oraș, îmi văd prietenii. Nu, adică nu să te mai gândești la oi după aia. Ba,